Ziua Independenței Republicii Moldova va fi sărbătorită și în acest an la cel mai înalt nivel și în raionul și municipiul Orhei. Startul evenimentelor consacrate acestei zile marcante a fost dat ieri, 24 august 2023, odată cu deschiderea oficială a campionatului internațional de box consacrat Zilei Independenței. În acest an, campionatul internațional a fost găzduit de filiala Școlii Raionale de Sport, condusă de antrenorul emerit de box, Mihai Buhaniuc, care ne-a împărtășit detalii despre acest eveniment. Suntem gazdă a campionatului internațional la box, ediția a noua, unde participă 11 echipe din Republica Moldova, în total sunt 80 de participanți. Suntem bucuroși că în timp de vară, la sfârșitul verii, după vacanță, copiii s-au întors înapoi și au venit la noi, la Orhei. Boxerii din România, Ucraina și Republica Moldova, colegiul de arbitri, suporterii și staful de organizatori au fost salutați de către conducerea raionului Orhei. Irina Bogaciuc, vicepreședinta raionului, a urat tuturor participanților o competiție bazată pe fair play, în urma căreia să învingă nu doar cei mai puternici și bine pregătiți, dar și prietenie dintre popoare, care este atât de râvnită în ultima perioadă. Boxul este un sport foarte inteligent și sunt sigură că asta vă mobilizează, vă organizează și simțiți sprijinul reciproc. Să nu fie traume astăzi, fie ca fiecare dintre voi să devină câștigător. Succes și bun venit la Orhei! Удачи, успеха и добро пожаловать в Оргеев. Tinerii sportivi câștigători și-au împărtășit emoțiile cu echipa noastră de filmare. M-am antrenat foarte mult, am mers mult spre această victorie. Antrenamentele demonstrează talentul. M-am antrenat foarte mult timp, m-am pregătit de competiții, am pierdut ultimele două la Orhei, de data asta am câștigat și vreau să câștig mâine, să trec în finală, apoi să câștig și să ocup primul loc la Orhei. Evenimentul sportiv are loc în perioada 23-26 august, iar câștigătorii vor fi sărbătoriți de Ziua Independenței Republicii Moldova, în cadrul evenimentelor festive care vor avea loc în raionul și municipiul Orhei.